Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Își pot repara singuri anumite iPhone-uri și MacBook. Băi, ăștia nu ne mai trimit nici încărcător. Ne trimiți și rubelința acum? Da. Îți dai seama că trebuie să le repar repede până când apare următorul model, da. Pe care trebuie să-l cumperi, că dacă nu-l cumperi... Deci au set de scule Apple? Da, mă. Deci sunt, vând așa, sau închiriază, că vând sau închiriază unelte, piese de schimb și manuale originale Apple, disponibile pentru clienții din 8 țări europene. Abia aștept să-mi cumpăr o șurbeniță cap-cruce de 5 ori mai scumpă Apple, de 5 ori mai scumpă decât o șurbeniță cap-cruce Samsung, cred. Da, sau Huawei, da. Programul de reparație al Apple a fost lansat inițial în Statele Unite, acum se extinde. Și a prins la aia? Da. Cred că da, dacă le extind. Săraci. Piesele, uneltele și manualele originale Apple. Cum e asta, mă? Manuale originale Apple. Deci îți dau manual original de reparație Apple. Cu logo, nu așa, cu orice copie nenorocită. Păi la noi o să fie xeroxat. Un PDF să se găsească pe site-uri. Știi ce zic? Pe torenți. Da. Deci și mie, ultimul manual de reparație. Pentru... Am un iPhone XS mai vechi. Da, sunt disponibile pentru clienții din, notați-vă, Belgia, Franța, Germania, Italia, Polonia. Băi, eu v-am zis că polonezii ne-au luat-o mult de tot înainte. Polonezi. Spania, Suedia și Regatul Unit. Noi românii, nu. Noi, ăștia, românii au sârmă, ei repară cu sârmă, n-au treabă. Nu, o să ne trimite din Germania, pachet. Nu avem noi nevoie de piesele lor de schimb. Mă întreb, știi, dacă nu ești atent când te apuci să-ți desfaci pentru reparații iPhone-ul 13, când îl pui la loc, s-ar putea să iasă iPhone 14, când sunt la fel, sau aproape la fel, să nu fie. Crezi că o să fie ca pe vremuri când se adunau în jurul Daciei și ridicau capota? Exact. Așa o să fac, că a venit Gigi, la are un iPhone 12. Băi, aș vrea să văd un iPhone reparat. Adică de reparat de acasă, de oameni care sunt pasionați de asta, că în general îți iei iPhone, Apple, toate astea, ți le iei ca să... Că nu te pricepi, adică să n-ai bătăi de cap. Am sunt închise, nici nu poți să le mai scoți bateria. Știi că pe vremuri mai resetai telefonul scoțând bateria sau chestii de genul ăsta. Vei primi șurubeliță specială, de-aia imbus pentru șuruburile lor de la Apple. Auzi? Dar eu recunosc și zic, eu îmi iau Apple și astea, că nu am bătăi de cap. Adică la Android la înțeleg că trebuie să mai pricep, să mai aici nu mă pricep, le iau și o cu aia. Asta înseamnă că noile modele iPhone se vor vinde la IKEA, că nu înțeleg. Da, ar fi și asta o idee, știi? Să le vândem pachete plate. Mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.